Drama neștiută trăită de Ileana Sterpa a fost făcută publică recent, după ce vedeta a făcut un anunț crunt pe rețelele de socializare. Nimeni nu se aștepta la asta de la ea, însă totul a ieșit la iveală. Ileana Sterp, sora cunoscutului artist Culiță Sterp, a venit recent cu o postare emoționantă despre tatăl său, pe care nu l-a mai văzut de 10 ani, după ce a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Sora mai mare a artistului a distribuit un mesaj încărcat de durere și dramă. Aceasta a vorbit despre relația pe care o are cu tatăl său, după ce o fană i-a mărturisit că ar da orice să mai stea alături de regretații săi părinți. Ileana Sterp a reacționat la mesajul respectiv și a precizat că nu păstrează legătura cu tatăl său. Astfel, bărbatul este absent din viața vedetei și a familiei sale și nici nu este genul care să dea prea des un telefon. Este trist, știu. Unii avem părinți în viață și nu păstrăm legătura, alții ar da orice să îi aducă înapoi, a mărturisit sora lui Culiță Sterp pe contul său de Instagram. Mai mult, o serie de amănunte despre relația cu tatăl său au fost scoase la iveală și de fratele mai mare. Astfel, cântărețul de muzică de petrecere a mărturisit că de aproape 10 ani tatăl lor a plecat de acasă și nu a mai venit în vizită, scrie fanatic.ro. Culiță Sterp, adevărul despre tatăl său. Tatăl Ilenei și al lui Culiță este cioban și nu prea a stat pe acasă, acesta fiind motivul pentru care cei patru copii au fost crescuți și educați mai mult de mama lor, mama Geta. Acesta este și motivul pentru care toată familia are doar motive de laudă pentru femeie. Cam de 10 ani încoace am fost crescuți de ea, pentru că tatăl nostru nu mai stă cu noi de vreo 10 ani. Și în timpul cât a stat el cu noi acasă, el era mai mult plecat fiind cu meseria asta a lui, cu animalele. Era mai mereu plecat pe câmp și mai mult noi am stat acasă cu ea. A fost și mamă și tată pentru noi. El e foarte orgolios, e dintr-o bucată, nu lasă de la el. A și zis când a plecat de acasă, eu mă duc, dar de venit, în veci nu mai am treabă cu voi. În 10 ani de când a plecat, nu ne-a dat odată un telefon să ne întrebe ce facem, a povestit Culiță Sterp în podcastul lui Cătălin Măruță. Mai mult, artistul de muzică de petrecere susține că bărbatul era agresiv cu mama sa și chiar au existat ocazii în care a încercat să o lovească, însă a fost apărată de cei patru copii.